Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem în direct la Goș TV, la emisiunea În numele adevărului. În această seară, o ediție specială a emisiunii noastre, pentru că, din nou, învățământul gorjean ne dă motive de mândrie. În acest an au fost obținute foarte multe premii și chiar premii importante. Cele mai bune rezultate la olimpiadele școlare vin de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, pentru că trei elevi, îmi cer scuze, dar în platoul nostru sunt prezenți doi dintre elevi, au obținut locul întâi la olimpiadele școlare. Mai mult decât atât, unul dintre aceștia a reușit să se califice în lotul olimpic, în lotul României, care va reprezenta țara la Olimpiada Internațională de Informatică. Acum să vă fac și prezentările. În studioul Goș TV se află alături de noi Ioan Popescu, elev în clasa a 9-a și, așa cum vă spuneam mai înainte, a ocupat locul întâi la Olimpiada de Informatică, nu? Nu, locul 5, dar... Și medaie de aur. Da, ok, mă corectați dumneavoastră. Locul 5, medalie de aur și ce este mai important, că ai reușit să te califici în lotul lărgit al României. Și mai nou lotul restrâns. Și în lotul restrâns, așa că vei merge la Olimpiada Internațională de Informatică. Apoi, de asemenea, alături de noi se află Maria Abrudan, elevă în clasa 11 la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, locul întâi la Olimpiada de Geografie. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! Și alături de noi se află domnul profesor Eugen Nodea, profesor de informatică la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și coordonator, unul dintre coordonatorii lotului olimpic la informatică. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor spectatorilor dumneavoastră. Vreau să punctez interesul dumneavoastră pentru emisiuni de genul celor care aduc în prim plan învățământul gorjean prin performanțe pe care le obțin. Apreciez acest interes constant în emisiune pe care le-ați făcut, având deseori invitați elevi care au făcut performanță în învățământ. Mulțumesc, să facem corecturile de rigoare. Deci doi, până la urmă, sunt doi elevi. Cine nu muncește, nu greșește. Deci doi elevi de la Colegiul Național care au obținut locul întâi la olimpiadele școlare, dar de asemenea și alte premii importante. Nu, aș putea, iertați-mă, îmi permis să vă întrerup, aș putea spune că numărul elevilor este important. Noi avem foarte mulți elevi care au performanțe. Din păcate, formatul emisiunii nu poate să cuprindă pe toți pe care trebuie să îi aducem aici. Ei sunt doi dintre elevii care au obținut rezultate remarcabile anul acesta la olimpiadele școlare. Probabil cu timpul o să detaliem, sunt mult mai mulți elevi cu performanțe, spuneam, remarcabile. O să intre în direct domnul director al Colegiului Național Tudor Vladimirescu prin telefon și o să ne explice care sunt elevii care au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele școlare. Dar performanța obținută de Ioan Popescu este deosebită. Giovanni, așa cum îl știu, cum îl cunosc toți. Da, este și este prin faptul... Noi, la informatică, am avut de-a lungul istoriei, ce puțin recente, copii calificați în loturi de informatică. Noi Tudorul, nu cunosc să aibă alții, doar noi Tudorul. Dar performanța lui Giovanni este cu atât mai deosebită cu cât este cel mai tânăr elev calificat la lotul României, cel lăgit. A avut vârsta cea mai mică dintre toți participanții de-a lungul istoriei. Faptul că a reușit ceea ce a reușit acum, că a rămas în lotul restrâns de unde se vor selecta
pentru Olimpiada Internațională este extrem de apel. Extrem de... El s-a bătut cu colegii lui mai mari. Las pe el să spună. Povestește-ne cum a fost. Hai să începem cu Olimpiada. Cum a fost Olimpiada? Unde s-a desfășurat? Olimpiada s-a desfășurat la Constanța. La început au fost separat, probele au fost separate pe a 9, a 10, a 11, a 12. Apoi... Cum a fost acolo? A fost interesant, probele au fost foarte frumoase. A fost prima ta olimpiadă la care ai participat? Sau am mai participat și în gimnaziu la Olimpiada Națională de Informatică. Studiezi informatica de mult timp? Da, prima oară am avut contact cu informatica în clasa a doua, dar am început să mă pregătesc mai serios din clasa a cincea, alături de profesorul meu, Eugen Node. Deci din clasa 5 se află sub îndrumarea dumneavoastră? Da. Și nu numai a mea. El mare și cineva drag lui și pe doamna Ilana Goga, este mătușe, profesor de informatică cu vechi state, un model de profesor și l-a ajutat. Tudor la Dimirescu, profesor? Da, s-a pensionat de curând, doamna Goga. Și de la tot școala generală unde ai, școala gimnazială unde ai, tot de la Tudor sau? Nu, la Constantin Săvoiu numărul 8. Ce în apropiere de la Dimirescu. Și prima olimpiadă, în ce clasă ai participat la prima olimpiadă? Am mai participat la Olimpiada Județeană și în clasa 5-a, dar nu am reușit să mă calific și în clasa 6 am reușit prima oară să mă calific și am obținut și medalie de aur. La faza națională. Da. Deci ai oarece experiență, să spunem, a concursurilor și cred că asta a contat foarte mult în obținerea rezultatului. Apoi ce, după Olimpiadă, ce a urmat? Ai fost anunțat că ai fost selectat în lotul lărgit pentru... Păi după Olimpiada separată, pentru fiecare clasă, în funcție de rezultatul obținut, te califici la un baraj de calificare, unde sunt trei probleme, la fel ca la Olimpiada Națională. Cât s-au calificat la acest baraj și câți elevi? Jumătate din elevii de la fiecare clasă. Undeva la 180 de elevi. Da. Și primii 20 s-au calificat mai departe în lotul lărgit. Apoi au... S-a dat un alt examen, un alt concurs pentru asta. Da. Apoi am fost chemați toți primii 20 la o tabără de pregătire cu lotul lărgit la Tulcea. Care s-a încheiat de curând? De curând, acum două zile. Nu, asta. Și apoi am susținut două baraje. Cât a durat pregătirea aceasta? 7 zile. Și am mai fost ajutați și de studenți și profesori cu anumite cursuri. Am avut și câteva simulări. A fost foarte interesant, dar după aceste două baraje s-au dus mai departe doar primii 16. Și în funcție de clasamentul viitor, după lotul restâns, unde vor mai fi încă două baraje, se vor alege elevii care vor reprezenta România la competițiile internaționale. Da, oricum, performanța obținută de tine, mai ales că ești cel mai tânăr din tot lotul, este deosebită și ai șanse în continuare să mergi la... Unde va fi Olimpiada Internațională? IOI-ul va fi la Tokyo. Olimpiada Centru Europeană va fi în Polonia, la Varșovia. Balcaniada de informatică va fi la Timișoara, vom organiza noi, ca și Olimpiada de Juniori pentru Olimpiada Balcanică de Juniori. Iar EGIU, Olimpiada Europeană pentru Juniori, se undeva în Rusia, în Kazan. Când se va cunoaște rezultatul final, când se vor ști după următoarea etapă, după următoarea etapă de selecție, deci lotul se va reuni pe 3 de mai la câmpul Umușel, unde vor avea de susținut încă două probe de selecție și în funcție de rezultatul obținut acolo se vor alege
care cum vor participa la concursul internațional. Câți vor rămâne din cei 16? Depinde foarte mult de calendarul internațional. Deci, în general, se aleg primii patru ce mai bun merg la internațională, la IOI și la Olimpiada Europei de Centrale, care reprezintă cele mai dificile. Alți 8, dar nu pot să fie chiar și din cei... ce aș vrea să punctez? Un elev are dreptul doar să participe doar la două concursuri internaționale, indiferent de cât de bun e rezultatul. Deci, din cei patru mai pot să aleagă, să meargă fie și la Balcaniadă, dar vom avea o participant la Balcaniadă, pentru că suntem țară organizatoare. Și mai sunt două concursuri internaționale. Mai e un concurs în Iacuția, în Rusia, în Ural, și un concurs în Bulgaria, la Schumann, ambele concursuri internaționale cu participare importantă a țărilor cu greutate în informatică. De când nu a mai avut județul Gorj un reprezentant în lotul olimpic? Dacă vorbim strict de informatică, n-am avut. Am avut la lot calificații. Nu, în general, și pe tot de la Tudor a fost... Dar... Dacă vorbim, călugăru, cred. Da, dar nu vorbim, dacă vorbim strict de informatică. Așa am avut pe călugărul la chimie, am avut, iată, la geografie. Cu domnul Zaharia a avut pe Tâlvescu și nu numai, cu performanțe extraordinare. Domnul Zaharia este un mare profesor. Și nu numai, din câte mai știu, am avut la Științele Pământului, am avut pe Adi Radu și pe Ioana Ișvan, la care le-am fost diriginte. Deci, mă rog, dar la Științele Pământului e un domeniu mai vast, fizică, chimie, biologie și da. Avem. Și la informatică este... La economie, mi-aduc aminte, am avut la internațională cu medaie de aur, doamna Rălțan. La informatică este prima dată când Gorjul are... Am avut calificați la lot. Tudorul a dat până acum 4 elevi la lot. Doamna Goga l-a avut pe Porumb, da? Eu l-am avut pe vărul lui primar, pe Andrei Homescu, calificat la lot. L-am avut pe Druțu Bogdan, calificat la lot. Și acum Giovanni este al 4-lea elev calificat la lot. Sper să nu greșesc. Dar participant la... Deci copiii au ajuns la lot, dar n-au intrat în acei care să reprezinte România. Acum e o șansă. Are șanse, Giovanni? Reale, da. Reale, da. Nu să știți foarte bine care e situația, că vă ocupați de foarte mult timp. Ce vreau să punctez e altceva. După câte știți, mă ocup și de pregătirea alături de un colectiv a loturilor naționale. E mult, mult altfel să ai un copil participat acolo. De regulă, planul afectiv era limitat la faptul că îmi doream ca Cira să reușească, depuneam efort acolo să-i pregătim. Nu vă pot spune ce încărcătură moral, ce încărcătură am avut acum să am propriu copil în concurs. Ați avut emoții mai mari. Extrem de mari și vreau să vă spun că sistemul la noi, eu știam în fiecare, la fiecare minut ce a lucrat și ceilalți și vedeam evoluția. La noi este evaluare online, factorul subiectiv fiind eliminat în totalitate. Și vedeam cum evoluția. Nu a fost, ca să înțeleagă telespectatorii, nu a fost ajutat într-un fel Giovanni, că dumneavoastră ați... Nu, doar experiența mea. Nu. Altfel, putem spune altfel. Eu fiind acolo, evident că știu ce se cere acolo. Știu să... Da, eu sunt totuși pe lotul de juniori, nu de seniori, el la seniori. Da, implicarea mea la junior, suntem două tabele diferite într-un fel. Deci nu.
Dar experiența acumulată de-a lungul timpului a fost importantă, categoric. Haideți să trecem la o altă disciplină, la geografie, unde de asemenea s-a obținut un rezultat foarte bun. Maria Abrudan, primul loc la Olimpiada Națională de Geografie. Unde s-a desfășurat? Cum a fost? Ce subiecte? Ce ți-a părut mai dificil acolo? Bună seara! În primul rând, Olimpiada Națională de Geografie s-a desfășurat anul acesta la Brăila. A fost o experiență plăcută. Pentru mine deja e o tradiție Olimpiada aceasta, adică în fiecare an încă din clasa 8-a, pentru că Olimpiada Națională de Geografie se desfășoară din clasa 8-a. Particip și deja e o tradiție. În fiecare an, alt oraș, mi-am făcut prieteni acolo. Deci deja ești la cea de-a treia participare? La a patra participare. La a patra participare. Da, aceasta a fost a patra participare. Anul ăsta a fost puțin diferit pentru că nu mă așteptam să obțin acest premiu. Bineînțeles că mi-am dorit. Este prima dată când câștigi locul? Este prima dată când urc pe podium. Am mai obținut în clasa 9-a mențiune locul 7 și în fiecare an am obținut mențiune specială de la minister, pentru că am avut peste 80 de puncte. Dar este prima dată când urc pe podium și într-adevăr nu mă așteptam. Bineînțeles că mi-am dorit foarte mult. Avantajul meu a fost că subiectele au fost exact pe placul meu. Mi-a plăcut foarte mult materia, pentru că la geografie în fiecare an materia este diferită și există diferențe destul de mari. De la geografie fizică, la geografie politică sunt niște diferențe mari. Anul ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Am avut o materie despre mediul înconjurător. A fost cel mai pe placul meu și cred că de aceea am avut și norocul acesta și această ocazie de a obține acest loc, pentru că mi-a plăcut mie foarte mult. Câți elevi au participat? Cred că pe toate clasele, de la a 8-a până la a 12-a, am fost în jur de 200 de elevi. La clasa mea, nu știu exact să spun, cred că în jur de 50, cam așa. 50 de elevi în toată țara, da. Tu ai fost declarată cea mai bună. Ce punctaje ai obținut? 93,75. Din 100 de puncte? Da, din 100 de puncte. La noi sunt două probe la geografie, probă teoretică și probă practică, iar apoi se face media. De unde pasiunea pentru geografie? E foarte amuzant. Din clasa a 5-a, când am început să studiez geografie, tot la numărul 8, unde a fost și Giovanni cu doamna Stroie Mirela, pe care o pup și o iubesc enorm, pentru că dumnea ei mi-a deschis așa calea spre geografie. Atunci era moda asta să participăm la multe concursuri, la cât mai multe concursuri și, bineînțeles, a fost și un concurs la geografie, am zis că o să particip și eu și am luat punctajul maxim la etapa interjudețeană, care s-a ținut la Craiova și de atunci m-am gândit eu, băi, poate geografia e pentru mine. Poate că e o materie la care eu aș putea să excelez și în fiecare an din clasa 5 am participat la concursuri și la etape naționale. Contează mult în obținerea acestor rezultate foarte bune, experiența acumulată? Din punctul meu de vedere, da. Chiar cred că contează foarte mult, pentru că, mai ales la ONG, la Olimpiada Națională, m-am obișnuit cu subiectele, cu baremele, știu ce se cere, știu cum ar trebui să-mi formulez ideile astfel încât să obțin un punctaj cât mai bun. Chiar cred că contează experiența și mai ales că, deși materia e puțin diferită de la an la an, ea se tot repetă, adică mereu sunt lucruri pe care le-ai învățat în alți ani. Mai departe și la anul, nu? Bănuiesc că vei participa la Olimpiadă. Vei menține tradiția asta. Da, chiar voi menține tradiția, pentru că îmi doresc foarte mult și nici nu te încurcă, nu te încurcă examenele de bacalaureat? Ar putea să mă încurce având în vedere că sunt pe un profil real și că nu pot să aleg varianta de a
de a da examenul la geografie, astfel încât să mă ajute, dar nu aș vrea să-l dezamăgesc nici pe domnul Zaharia și vreau să mă duc și la anul să păstrez tradiția, să merg în fiecare an. A uitat să vă precizeze că e la profilul de mate informatică. Da. Este tot eleva dumneavoastră? Nu, eleva soției mele. Am înțeles. Dar văd că foarte mulți elevi provin de la școala gimnazială numărul 8. Este și acolo, sunteți vecini. Sunteți foarte în apropiere a liceului. Da, nu. În general, bazinul nostru e școala 8 și școala 4, Ștefulescu. De aici ne vin în general copii. Am primit copii foarte buni și de alte școli generale. Școala 6, școala 1. De aici ne aducem bazinul. Da, ei sunt cele două exemple cu școala 8. Avem și între ceilalți. La istorie, din câte, dacă nu mă înșel, era școala 4. Poate greșesc. Nu pot să fiu sigur de asta. Nu, copiii buni, în general, aleg Tudorul, tocmai pentru că pot reuși și ajunge să facă performanță. Selecția aceasta finală pentru a-i desemna pe elevii care vor reprezenta România, tot la fel, se vor susține examene pentru a fi desemnați? Da, după cum spuneam, ne vom strânge peste nici două săptămâni la Câmpul Lung. Ei vor avea încă două examene și plus încă trei simulări. În urma celor două baraje de selecție se vor alege cei care ne reprezintă. Vorbește de seniori, așa cum se întâmplă în oglindă și la juniori, unde sunt direct implicat eu. Giovanni are un dezavantaj că este în clasa 9? Categorii, da. Gândiți-vă că materia și subiectele sunt de nivel ridicat și nu fac diferența la ce nivel de studiu ești. Deci sunt acelea subiecte pentru toți, indiferent că... Spuneam că la etapa de baraj au fost 180 dintr-un grup de peste 360 de copii care au participat la Olimpiada Națională de Informatică. De altfel, Olimpiada Națională de Informatică a adus anul ăsta cei mai mulți copii din la absolut toate disciplinele. E un interes constant spre informatică. Deci, subiecte care au avut la selecția pentru a ajunge la lot a fost la fel. S-a bătut cu cei de clasa 12-a, 11-a, a 10-a. Ce este important de spus e că el, fiind în clasa 9-a, a reușit să aibă o performanță deosebită. Să ne gândim puțin și la viitor. N-aș vrea să pun deloc presiune pe el. Pentru că mai avem încă 3 ani de aici înainte. Nu și are rost să se punem presiune. Vezi că e o performanță pe și în pentru... sine. Este extraordinar ce a putut să reușească la vârsta pe care o are. Are un filon de geniu în el, evident. Fără un material genetic nu poți scoate performanță. Spuneați că este cel mai tânăr elev care a reușit să intre în lotul restrâns? Da, ca și vârstă, da. Pentru acest an sau... Cel puțin din istoria recentă. Deci eu sunt la loturii, sunt din 2012, particip activ. Și din 2012 până acum n-am întâlnit pe cineva să aibă vârsta pe care o are Giovanni. Pe ce loc te-ai clasat acum la... Pe locul 15. Locul 15. Da. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem în câteva minute. Am revenit la emisiunea Numele Adevărului. Alături de elevii noștri premianți este vorba de Giovanni Popescu, care s-a calificat în lotul restrâns a lotul olimpic la informatică, de Maria Abrudan, locul întâi la Olimpiada Națională de Geografie, și de asemenea alături de noi se află domnul profesor Eugen Nodea, profesor de informatică la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și unul dintre coordonatorii lotului olimpic la informatică a României. Povestește-mi, Giovanni, ce vrei tu să faci pe viitor? Știu că voi aveți
chiar din primul an de liceu, bine stabilit tot traseul. Bănuiesc că vei participa în continuare la olimpiadele de informatică, mai ales că ai obținut această performanță deosebită și școala cred că o să se bazeze în continuare pe tine, mai ales că o să fii elevul școlii pe o perioadă de încă 3 ani. Da, o să particip în continuare la Olimpiada Națională și la matematică. Am participat anul acesta și am reușit să obțin medalie de argint. Te-ai calificat și la faza finală la matematică? Da, la etapa națională. Medalia de argint. Și medalia de argint, da. Da. Și plănuiesc să mă duc la o facultate, bănuiesc în România, tot pe domeniul acesta. Și vreau să devin în România IT. Sau în afara țării? Facultatea vreau să o termin în țară, în România. Țară. Te-ai gândit și la ce facultate? Da. Și Universitatea Politehnică București. Este o facultate care capătă sau care a devenit una de elită pentru toți elevii. Și unde știu că cerințele sunt foarte mari și mulți chiar nu reușesc să țină pasul și renunță în perioada facultății. Apoi, după terminarea facultății, vreau să lucrez în domeniul IT-ului. Încă nu sunt sigur chiar în ce ramură, dar tot în informatică vreau să rămân. În țară, în străinătate sau asta rămâne de văzut? Rămâne de văzut, dar bănuiesc că o să plec în străinătate. De ce te atrage mai mult străinătatea? Pentru că sunt mai multe firme mai dezvoltate și probabil și pentru că sunt salariile mai mari. Dar este... Oricum, și România știu că stă destul de bine la capitolul ăsta și mari companii și-au anunțat, au venit deja în România și altele și-au anunțat că vor deschide aici puncte de lucru sau sedii, pentru că se bazează pe capacitățile voastre sau capacitățile românilor care sunt foarte buni la informatică. Dar cum ai reușit, că și asta e o performanță deosebită, să te califici la două faze finale, la Olimpiadă. Știu că au mai fost cele care s-au calificat chiar la trei faze. Am și acum. Vlad, nu, Țăr și... Am pe Popeangă, dar o să spună Giovanni și pare vin eu cu mai multe completări. Am muncit foarte mult și am avut și persoane care m-au susținut și profesor excepțional și pe domnul profesor doctor Doru Tașcău. Dar munca m-a ajutat și probabil că nu aș fi reușit dacă nu aș fi muncit atât de mult. Acum te-ai gândit vacanța? Unde mergi? O să mergem în vacanță? Păi momentan nu am terminat cu lotul și poate dacă o să mă calific la competiții internaționale o să trească să țin pasul. Strică vacanța. Da, să cam simt vacanța. Când va fi Olimpiada? În general, la sfârșitul iulie, începutul august sunt programate. Calendarul încă nu este stabilit definitiv. Da. Eu aș completa cu performanțele lui Giovanni, aș completa anul de excepție pe care l-au avut copiii la informatică anul acesta, cu elevii liceului Tudor Vladimirescu. Am avut din 11 locuri alocate, câștigate, am avut 10 elevi care au participat la Olimpiada Națională de Informatică. Rezultatele au fost extraordinare și aș putea enumera, iată, medalie de aur locul 5 și mențiune MEC al lui Giovanni Popescu,
mențiune MEC, medalie de argint, Ioana Viviana Dabelea, la clasa 9. Medalie de aur, locul 7, Țâr Vlad, la clasa 10. Medalie de argint, Popeangă Mignea, la clasa 10. La clasa 11 am obținut cu elevul ușurelul Florian medalie de bronz, iar la clasa 12 cu elevul Săvoiul Valentin medalie de bronz. Ca să vă faceți o idee, suntem în a cincelea județ ca performanță la nivel național de informatică. Vreau să vă spun că în ultimii ani câștigăm constant câte un loc, la anul vom avea 12 locuri. Ca undeva prin anii 2005-2006 am plecat de la o zestă de 4 locuri. Constant, cum câștigi prin performanță, dacă te situezi în prima treime, în prima treime a clasamentului național, câștigi un loc. Dacă ești la jumătate, îți păstrezi locul și dacă ești în ultima treime, pierzi un loc. Noi am plecat de undeva de la 4 locuri, iată, an de an am câștigat, datorită performanțelor adusă de elevii noștri, am câștigat cât un loc. Anul acesta, având deja pentru Olimpiada următoare 12 locuri câștigate. Ce vreau să spun, sunt an consecutiv în care, în general, nucleul elevilor participanți la Olimpiada Națională de Informatică, da, sunt aduși, sunt elevi ai liceului Tudor. La Tudor, cum spuneam, și se face performanță. Face școală, școală cu profesori buni, se muncește pentru performanță. A crescut, într-adevăr, de la an la an, numărul elevilor gurgeni. Cu ce, în care participă la Olimpiada de informatică, cu ce licee vă bateți pentru primele locuri din țară? Concurenții în zona să zicem olteană sau în Oltenia avem pe cei de la Frații Buzești din Craiova. Acolo elevii sunt pregătiți un admirabil profesor, prieten al meu, Marius Nicoi. În țară ne batem în general punctul cel mai serios în pregătirea și a elevilor de excepție la evident București. Și area de selecție este alta. Anul ăsta, de exemplu, la lot s-au calificat la lotul restrâns 8 din București și 8 din provincie. Au rezultate pe care le-au Bucureștiul, poate și plecând și de aria de selecție, mult mai mare, dar și prin faptul că și-au concentrat pregătirea în grupe de excelență, în care asta fac. Se pregătesc pentru concursuri naționale. Eu zic că și la noi ar trebui să gândim sub forma aceasta, să facem o selecție a copiilor cu potențial, să facem grupe de excelență. Și aici trebuie să alocăm fondurile și poate și interesul pentru a avea performanță. Da, chiar domnul director Dorin Tașcon ne-a explicat într-o emisiune anterioară că se va forma în județul Gorj un centru de acest fel și chiar la Colegiul Național Dimitrescu. Dar îl avem în direct alături de noi pe domnul director Dorin Tașcu. Bună seara, ne auziți? Bună seara! Bună seara! Mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi. Domnule director Dorin Tașcău, așa cum ne spunea și domnul profesor Eugen Nodea, numărul celor care, elevilor de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, care au obținut premii la Olimpiadele Naționale, este mult mai mare. Domnul Alin, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că aveți deschidere spre lucrurile pozitive care se întâmplă în societatea românească și în societatea gorjeană, că și așa suntem prea plini de lucruri care ne încarcă negativ.
ceea ce faceți dumneavoastră prin emisiunea asta și alte emisiuni. E un lucru pozitiv. Ne bucură să arătăm lumii că în România și în Gorj se întâmplă și lucruri bune, foarte bune. Da, vreau să vă spun că peste 60 de elevi de la Liceul Tudor au reprezentat județul Gorj la Olimpiadele Naționale pe obiecte. Asta înseamnă undeva la 7-8% din elevii de la Liceul Tudor din clasele 5-12. Nu știu dacă puteți înțelege că 7% dintre elevii Liceului Tudor au reprezentat, mă repet, dar mie mi se pare o performanță excepțională. E adevărat că ne bucurăm de premii. Premiile sunt rare și tocmai de aia sunt valoroase, dar faptul că atât de mulți copii pregătiți de școala gorjană și de Colegiul Tudor ajung acolo este un lucru foarte important. Aveți acolo doi elevi remarcabili. Dacă ați... Mie mi s-a părut esențial răspunsul lui Giovanni legat de cum ai reușit. Cu multă muncă. Un copil la 15 ani să spună cu multă muncă și să spună că face informatică din clasa a doua. Și fata care vorbea de geografie, că din clasa a noua se tot duce la concursul ăsta cu speranță sau fără speranță și că acum e încurunată munca, nu poate să ne spună decât un singur lucru. Faptul că valoarea și munca duc la rezultatele excepționale. Să știți că pe lângă cei doi care sunt acolo, există elevi pe toate disciplinele. Avem premiul întâi la istorie pe țară. Eleva Moța de la clasa 10-a. Avem premii importante la limbile străine, la limba germană, cum am avut și anul trecut la engleză. Informatica, într-adevăr, este o regină, că e regină pentru că asta trăim în momentul de față, ca și matematica, dar vreau să vă spun că pe fiecare obiect în parte la Liceul Tudor se muncește. Și nu o spun pentru că sunt director și vreau să scot în față na școala. Nu-i nevoie să o scot. Ar fi, cum să spun eu, anormal să nu aibă rezultate această școală pentru că avem copii selecționați. Avem copii care iau premii la pictură, avem copii care iau premii la muzică. Este eleva Hazna sau nu știu dacă mă exprim eu foarte bine, nu știu exact care e numele, care a reprezentat Gorjul la diferite concursuri de muzică. Avem locul întâi la basket pe țară. Acum copiii sunt la fotbal la faza finală. Deci se muncește, se face școală în treaba asta. Da. Și mai zicea ceva Giovanni. Zicea că este că rezultatul lui se datorează și unor profesori excepționali. Da. Sunt profesor foarte bun la Liceul Tudor. El a dat numele meu că sunt profesorul de la clasă. Dar să știți că sunt profesori și alți profesori care dublează această muncă de la clasă. E domnul profesor Catrinoiu, care l-a ajutat foarte mult pe el. Și dau un exemplu pentru că așa îmi vine acum în minte. Așa cum spunea Eugen, el e profesorul la clasă, îl îndrumă dintre a cincea, dar e doamna Goga în spate care a lucrat și ea cu el. Deci e echipa, acolo asta aș vrea să scot în evidență. Că nu... Că e un lucru bun, adică mai sunt și lucruri bune și nu vreau să uit aici, pentru că nu vreau să se creadă că e emisiune pro-Tudor. Vreau să-i felicit pe copiii de la Ecaterina pentru rezultatul care l-au avut la concursul de robotică. E foarte important că în Târgu Jiu și în Gorj se muncește. Și nu numai la Tudor, și Motru are rezultate foarte bune. E bine că dumneavoastră reușiți să scoateți în fața opiniei publice aceste rezultate. Pentru că de ei, de astea lumea nu vorbește. Vorbim că cresc sau nu cresc salarii, vorbim de faptul că nu știu câte accidente sunt. Foarte puțină lume vorbește despre muncă. E, aici e muncă. Ați auzit ce spune copilul ăla? Din clasa a doua m-am apucat de informatică. Păi, ce să mai spui în fața unei astfel de replici? E limpede. Și încă o dată îmi permit să-i felicit, adică nu că îmi permit, îi felicit și pe domnul profesor Nodea și pe copil
și pe domnul profesor Zaharia, care are fetița care a obținut locul întâi la geografie și nu numai asta, este un premiu special, băiatul e plecat la a treia competiție și eu chiar vă rog să mai facem emisiune ca lumea să-i cunoască pe acești copii. Îl felicit pe domnul profesor Mărăcine la istorie, care a luat premiul întâi pe țară la istorie. Da? Felicit profesorii de germană care au reușit să obțină performanțe cu copiilor anul acesta. Felicit și pe ceilalți profesori care anul ăsta poate n-au luat, dar au luat în anii trecuți. Asta este. E o oază de muncă acolo. Poate sunt lipsit de modestie, dar nu e munca neapărat a mea. Așa cum spunea domnul profesor Noda, este munca unei școli întregi care trebuie văzută. Noi știm că avem și neajunsuri. Știm lucrul ăsta și încercăm să le corectăm permanent. Dar n-aș vrea să vorbesc de neajunsuri într-o seară în care aveți acolo doi copii excepționali, un profesor care pregătește lotul național al României. Aș vrea să vă mai spun un lucru. Lucru pe care nu prea îl știe lumea. De la liceul Tudor au plecat 10 profesori, dacă nu mă înșel, în comisiile centrale de corectură pe obiecte. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că acei 10 profesori sunt apreciați la nivel național ca și profesionalism, ca și integritate, să poată să corecteze rezultatelor acestor copii. Și îmbucurător este că la nivel de gimnaziu, la 5-8, la 7, la 8, la 9, vin copii foarte buni, care vor face în continuare performanță. Într-adevăr, rezultatul lui Giovanni este extraordinar prin faptul că în clasa a noua reușește să intre în acest lot al României. Și dacă ați văzut, a avut și pentru că așa sunt copiii, el a avut o doză de modestie corectă. A spus, stați un pic, eu mai am de dat niște probe ca să ajung în lotul ăla care pleacă la internațional. Nici nu mai contează, Giovanni, dacă te duci sau nu te duci la... Contează că e o performanță, dar contează că la clasa a noua a intrat între primii 15 copii pe țară. Nici nu mai contează de aici încolo. De aici încolo, cum să spun, e cam ca o loterie. Dar ești intra noua. Nu ajunge acum, poate ajungi intra 11-a, poate ajungi intra 12-a. Dacă vreți să fac o comparație care să poată să înțeleagă toată lumea, e ca și cum ai juca în Naționala României la fotbal la 16 ani. Cam asta a făcut Giovanni la informatică. Eu vă mulțumesc și le mulțumesc și lor că ne reprezintă cu sufletul și cu profesia, profesionalismul pe care le au. Mulțumesc și eu pentru intervenție, să aveți o seară bună în continuare. Într-adevăr, a pluat cu premii în acest an pentru învățământul gorjean, a amintit domnul director Dorin Tașcu de rezultatul foarte bun obținut de echipa de robotică de la Colegiul Național Ecaterina Tudorăiu. Aseară știu că a fost un eveniment la Teatrul Elvira Godanu, la care a participat și echipa de robotică de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Cele două echipe care s-au înțeles foarte bine și au fost așa ca frații acolo la București, la concursul național. Au prezentat publicului gorjean, târgujienilor, cei doi roboți cu care au concurat. Și din câte am înțeles, sala a fost arhiplină, au venit nu doar elevi, ci au venit oamenii de rând să-i vadă, să-i aplaude, că au fost aplaudați la final la scenă deschisă și într-adevăr merită pentru munca depusă și rezultatele obținute. Aș vrea să punctez că regret că n-am putut să ajung. După câte știți, Tudor a avut o echipă, alături de doamna Adela Lugo și eram și eu mentor. Eu am fost plecat la Tulcea, am ajuns azi noapte, dar avem copii admirabili. Ambele licee, performanța, încă o dată am felicitat în direct atunci liceul Ecaterina și acum este o ocazie bună. Și oricum trebuie să existe concurență între licee pentru a ajunge la rezultate foarte bune. Exact, exact. Este o performanță. După cum vă spuneam, observați că avem interes spre a aduce lucruri frumoase, de a descoperi lucruri bune. Important e ca societatea să le acorde acestor tineri
șanse să ocupe un loc important în cadrul societății, pentru că ei pot să ne ajute pe toți să evoluăm. Știți cum școala, dincolo de faptul că îi pregătește, uneori încearcă să le creioneze și viitorul. Îi antrenăm în mai multe proiecte pe acești elevi. Iată, spunea domnul director că facem tabără chiar și de pictură. Cei de robotică, aș fi vrut să trăiți puțin printre ei, să vedeți cu câtă însuflețire, cu câtă, nu știu, pasiune pe o au acolo în a face un lucru nu tocmai simplu. Încercăm să le creăm condiții, să le punem așa o mică bază pentru viitorul lor. Asta e rolul până la urmă a școlii. Nu numai să le dea informația, ci să învețe să și aleagă calea. Noi, în general, profesorii buni sunt cei care le arată direcția. Copiii sunt cei care vor reuși prin efortul și munca să urmărească. Maria, povestește-ne, tu mai ai un an de liceu, te-ai gândit ce să faci mai departe? Da, m-am gândit. Domnul Nodea a spus că școala trebuie să ne arate calea. Eu una sunt de părere că noi ar trebui să ne construim calea, că nu ar trebui să ne alegem un drum deja dat și că ar trebui să-l construim și eu asta vreau să fac. Ca facultate, cred că voi da la comunicare și relații publice la Universitatea din București. E o facultate, cum să spun, poate nu neapărat atât de bine văzută cum este medicina sau Politehnica sau alte facultăți de top, dar e o facultate care cred că mi se potrivește și care cred că îmi va oferi libertatea de a accepta și alte oportunități în viață. În ce domeniu ți-ai dorit să lucrezi? Nu aș putea să spun exact acum și nu aș vrea să mă gândesc acum. Eu de obicei mă bazez mai mult pe prezent și nu. Poate e stupid și din partea mea să spun asta, dar nu vreau să-mi conturez așa o anumită imagine. Vreau pur și simplu să ating fiecare pas și să ajung acolo unde îmi este cumva dat să fiu. Da, geografia îți va fi de folos la facultate, dar oricum, geografia este de folos oricărui om, Asta voiam să spun până la urmă. acum. Da, geografia e o știință care te ajută să înțelegi lumea în care trăiești și mi-e de folos oricum, fie că o folosesc ca atare, practic, sau în viața de zi cu zi. Te-ai gândit dacă urmezi o asemenea facultate? Mă gândesc că ai această plăcere de a comunica cu cei din jur, de a transmite informații. Mai cum vezi politica? Ai vrea să intri în domeniul M-am acesta? gândit cumva și la asta, dar nu cred că mi-aș dori, adică. Adică eu cred că Bine. fără tineri de valoare, pentru că am văzut și noi tot felul de exemple pe la întâlnirile partidelor politice, nu prea se pot schimba foarte multe în societatea noastră. Bine, de fapt, când spunem politică, noi ne gândim la partea de suprafață, la ceea ce vedem și la televizor, dar. Adică se leagă și politica cu ce vrei să faci tu Da, la dar facultate. într-un fel, politica, sau practic în politică, lucrează oamenii care dau politici, care creează politici. Și ceva de genul ăsta poate că aș vrea să fac. Dar cum am spus, nu mă gândesc de acum la ce meserie exactă o să urmez. Pasiuni? Ce, în timpul liber care îți mai rămâne la dispoziție, ce îți place să faci? Foarte mult îmi place să aflu lucruri noi. Îmi place foarte mult să îmi dezvolt această inteligență, această cultură generală, pentru că îmi place foarte mult să fiu deschisă pe diferite domenii, să pot să port discuții cu diferiți oameni în diferite domenii și asta îmi place foarte mult, să dobândesc informații noi.
tocmai de aceea nici nu vreau să mă axez pe un domeniu exact care să nu-mi permită să mă dezvolt și pe alte planuri. Vezi viitor în țară, în România sau în afară? Da. Eu nu aș pleca din țară, adică eu nu mă văd stând prea mult timp în străinătate, dar în schimb mi-ar plăcea să poposesc pentru câteva luni, poate câțiva ani și în alte țări, doar ca să intru în contact cu culturile respective, cu modul de a gândi, pentru că sunt conștientă de faptul că la noi în țară asta e o problemă, modul în care oamenii gândesc și această inteligență colectivă, cred că trebuie să mai lucrăm puțin la ea. Adică suntem destul de înapoiați. Așa că, ca experiență, nu? De viață, mă gândesc că ți-ar prinde bine o perioadă de a trăi în afara țării. Da, în afara asta mi-ar plăcea foarte mult, să intru în contact și cu alte tipuri de mentalități. De mediul în care vrei tu să trăiești. Mă gândesc că în fiecare țară sunt oameni cu un anumit nivel. Dacă mergi în afară, în anumite cartiere, mă gândesc că și acolo vei fi dezamăgită de oamenii de acolo. Da, asta vreau să spun. Eu nu sunt complet dezamăgită de mentalitatea românească. Adică eu nu vreau să cataloghez sau să etichetez cumva oamenii de la noi în țară, în niciun caz. Doar că uneori societatea noastră nu cred că se ridică la standardele pe care cel puțin noi, generația asta Z, cum este denumită, ni le-am dorit. Giovanni, tu ce pasiune ai? Păi... În afară de informatică. Asta vreau să zic, dar îmi place și să citesc și la fel ca ea îmi place și să aflu lucruri noi. Dar uneori mai și când la pian, deși nu mai cânt foarte mult, dar îmi place și sportul, am făcut și tenis o perioadă. Și șahul îmi place. Eu. Și la pian, cine de unde ai învățat? Păi am făcut cu domnul Florin Berculescu o perioadă. Și ai urmat cursuri particulare? Da, sau da, cursuri particulare. Nu făceam la școală. Ce reprezintă muzica, pianul pentru tine? Mai mult un lucru care să mă detașeze puțin de ceea ce fac în general, de informatică. Și este foarte plăcut să știi să cânți la un instrument, să poți să cânți la un instrument. Să te mai detașezi de... Da. De informatică și de activitățile de la școală. Trebuie să ne oprim aici. Mulțumesc pentru prezență. Vă doresc succes în continuare și ție, pentru că peste două săptămâni, da, vei merge la etapa finală, acolo unde vei susține alte examene pentru a reprezenta România la Olimpiada Internațională. Doamnelor și domnilor, ne oprim aici. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc să aveți parte de un weekend plăcut. Ne revedem săptămâna viitoare.